Plăcerea e în primul rând de partea mea, bine v-am găsit. Dacă ar fi fost după mine să aleg un oraș unde să ducem Ribiu din România, în afara Bucureștiului, Cluj ar fi fost în primele trei orașe și atunci ideea aceasta de a duce meciul cu Portugalia la Cluj a fost o idee foarte bună, mai ales din cauza vremii. Toți știm că în momentul acesta la București este viscol și este o zăpadă foarte mare și atunci faptul că am găsit aici toate condițiile necesare pe care aveam nevoie și cu care eram obișnuit la București a fost un lucru foarte important pentru noi. Băieții s-au simțit ca acasă, nu le-a lipsit în niciun moment nimic. Au avut un teren artificial pe care s-au antrenat. Din păcate și aici a nins și nu s-a putut antrena pe un teren normal. Dar una peste alta, acum când tragem linie înainte de meci, cu 48 de ore, nu pot să zic decât că Clujul a fost una dintre cele mai bune locații unde ar fi putut duce Federația Română de Rugby acest meci. În primul rând, la fiecare dată, primul meci, nu contează care este echipa, este cel mai important și atunci toate lucrurile au fost foarte bine puse la punct, știm totul despre echipa aceasta a Portugaliei, nu poate să existe surprize, singura surpriză care poate să o creeze este echipa României, sunt siguri că ne putem crea probleme. Dar pentru noi, afară că este primul meci din acest an și în acest nou sezon, este un meci foarte important, fiind un meci de calificare la Cupa Mondială. Și atunci toate lucrurile au fost impecabile din toate punctele de vedere, din toți oamenii care au fost angrenați în organizarea acestui meci, și atât din interiorul echipei cât și în exteriorul echipei, și pe această care le și mulțumesc. În primul rând, pentru Cluj este un festival, faptul că pot aduce în acest oraș superb sporturi în afară de fotbal. Rugby fiind primul dintre ele care a intrat de fapt prin echipa din Cluj, a intrat pe acest frumos stadion, iar acum echipa României va încununa această idee bună a comunității din Cluj și sperăm ca suporterii să vină cât mai mulți în ciuda vremii în afară.